Când frământ aluatul pentru pâine, în fiecare zi de sâmbătă, parcă stau de vorbă cu Iisus pe dealul Golgotei. El e răstignit și eu îl mângâi, ștergându-i broboanele de sânge amestecate cu sudoare. Și îi potolesc setea, adăugând încă puțină apă în frământătura pe care o modelez cu aceste două mâini, pe care El mi le-a dat, El cu Tatăl și cu Duhul când m-a modelat atunci în Adam. Dar cine sunt eu, Doamne? Numai pâine fac, altceva nimic bun. Și asta pentru că Tu așa ai hotărât, ca prin mine să hrănești pe ai Tăi, să dai hrană la bună vreme celor care au nevoie de ea. Iar ascultarea te apropie de cer, descoperindu-ți tainele creației. Învelesc cu grijă frământătura cu un giulgiu curat și o las la dospit 3 ore. Doamne, 3. De parcă se repetă ziua de îngropare, cea mare, din vinerea seacă, de lacrimi, de soare, de lumină și celelalte 2, de tăcere și așteptare. Urmează focul. Prin suferinți se coace nemurirea și învierea. Îmi zâmbește, pus în forme aluatul, cum Hristos cel înviat a zâmbit lumii întregi, aducând salvarea. Și alb și strălucește. Și în fiecare fărâmă ni se dăruiește, punând o picătură de lumină în fiecare, ca mâncând-o să lumineze în ochii noștri apă, sare, drojdie și un de lemn, născând binecuvântarea unei cruci. Când privesc la pâinea scoasă din cuptor, mi se pare că e soare, că e lumină. Când voi pleca, o voi întâlni. O voi aduce cu mine pe toată. O voi aduna din ochii tuturor care au mușcat-o zilnic și o voi întoarce lui Hristos, recunoștință. Poate va cădea o ploaie măruntă atunci din ochii celor cărora le-am dăruit iubirea necondiționat. Și pâinea, de toate zilele, prin mâinile acestea, care atunci vor fi nemișcate. Și deasupra tuturor, un curcubeu va răsări. Prin el mă voi uni cu cerul, căci știu că poalele lui ating de fiecare dată când se ivește pământul, iar vârful e sprijinit de cer și cine îl urcă cu îndemânare e binecuvântat. Și eu voi fi, cred. Nu poate fi altfel. Vasilisc Tonica.